Bună seara, prieteni! Da, aproape continua discuția. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sportul special, într-adevăr, luni, ora 19. O nouă ediție, o nouă poveste pe Media Sud despre fotbalul județean, care, așa, dă în clocot la vremea când fierbe vinul, fierbe însă și tensiunea și pasiunea fotbalistică în județ. Bună seara încă o dată, prieteni! Bogdan Codruță vă invită să rămâneți alături de o nouă ediție a Sport Sud Special până aproximativ la orele 20. Invitatul din această seară vine de la Plosca, mai exact vine de la Roșior, dar este antrenor la Astra Plosca, una dintre calitățile lui în fenomenul fotbalistic. Alexandru Gheorghe, binecunoscut oamenilor de fotbal din județ. Bună seara, domnule antrenor! Bună seara! Domnule antrenor, avem mai multe paliere de discuție cu dumneavoastră. O să vorbim despre fotbalul juvenil, în care sunteți foarte implicat de foarte mulți ani. Aveți rezultate, aveți activitate. O să vorbim și de Astra Plosca, care a furnizat unul dintre meciurile cap de afiș din precedenta etapă a Ligii a 4-a, campionatul județean de fotbal, atât prin desfășurarea partidei de propriu-zise, dar și prin evenimentele colaterale, să le numim așa. Înainte însă, prieteni, de a trece la miezul problemei legat de ce se mai întâmplă prin Liga 4, ce se mai întâmplă la Astra Plosca, ce se mai întâmplă cu tinerii jucători pe care încearcă să-i formeze domnul Alexandru Gheorghe, să vă spunem ce s-a mai întâmplat și prin Liga 3, mai exact ce s-a mai întâmplat cu singura echipă divizionară a județului în fotbalul mai mare, nu neapărat mare, un fotbalul mai mare. În Liga 3, Sporting Roșior de Vede a avut o deplasare sâmbătă pentru meciul contând pentru runda a 7-a la Câmpul Lung, în județul Argeș, acolo unde, din păcate, roșiorenii s-au înclinat în fața celor de la Dinicu Golescu. A fost 2-0 pentru argeșeni. Plecaseră cu speranțe acolo la o echipă puțin cunoscută, Dinicu Golescu, însă care nu stătea deloc rău în clasamentul seria 3 din Liga 3. Dacă avem pregătit graficul care ne arată atât nouă cât și telespectatorii noștri întregul program al rundei a 7-a, rezultatele meciurilor din etapa 7-a din Liga 3, iată-le. Clubul Sportiv din Afumați, 4-3, victorie la limită, spectaculoasă cu Vișina 9, Urban Titu 1-1 cu Argeșul Pitești, Chindia Târgoviște 4-0 cu Astra Ploiești, Inter Clicenii câștigă acasă, scor 2-0 împotriva celor de la Ștefănești, Fotbal Club Municipal Târgoviște de asemenea câștigă pe teren propriu, scor 2-1 cu Atletic Bradu, Club Sportiv Podar 2-1 Concordia Chiajna și Dinicu Golescu din Câmpul Lung 2-0 pe teren propriu contra telormănienilor de la Club Sportiv Sporting Roșiori de Vede. Mulțumim! Ce ne interesează în primul rând din această etapă a 7-a este evident rezultatul pe care l-au înregistrat roșiorenii. O înfrângere în deplasarea de la Dinicu Golescu din Câmpul Lung. De asemenea, ne interesează și rezultatul pe care l-a înregistrat Chindia Târgoviște, 4-0 acasă cu cei de la Astra Ploiești. Asta pentru că în etapa 8-a vom vedea roșiorenii vor primi pe propriul teren vizita celor de la Chindia Târgoviște într-un meci pe care vă anunțăm de pe acum, o să-l putem urmări la Media Sud, duminică, de la orele 16, într-o înregistrare integrală. Bun, așadar, după etapa a 7-a, Sportingul mai coboară un loc, până pe poziția 10. Avem și un clasament, dacă suntem pregătiți, mulțumim. Vedem ierarhia provizorie a seria 3-a din Liga 3-a după etapa a 7-a. Pe poziția 10-a, Sporting Roșior de Vede, după 7 etape, 7 puncte. Încă stau bine roșiorenii, sunt aproape de grafic. Avem și o declarație scurtă de după meci, cităm din presa scrisă de astăzi în cotidianul Telormanul de astăzi, a președintelui lui Sporting, Gabriel Vlădulescu. Pune în ghilimele, zice așa, gazdele au avut două ocazii și au marcat de două ori, noi am irosit 4-5 ocazii și așa s-a stabilit învingătorul. Ne lipsește omul de gol, trebuie să rezolvăm această problemă în iarnă, este ținta noastră principală, degeaba jucăm până la 20 de metri de poarta adversă pentru că nu reușim să înscriem, a spus Gabriel Vlădulescu, citat de
cotidianul Telormanul de astăzi, luni 13 octombrie. O declarație scurtă, succintă, care rezumă până la urmă criza de atacanți de la Sporting Roșilor de Vede. Priescu a fost și el, se pare, îndepărtat din lot după câteva meciuri în care a avut prestații neconvingătoare. Într-adevăr, dacă în apărare nu sunt probleme, la mijloc, la închidere, de asemenea, Sporting Roșilor de Vede se prezintă ca o echipă solidă. Probleme sunt acolo când trebuie să faci progresie ofensivă pe jocul ofensiv. Lipsesc jucătorii care să interpreteze eficient partitura contraatacului sau, atacurilor poziționale. Criză de atacanți. Dar se va rezolva probabil în iarnă. Până atunci însă mai este, ne întoarcem la Liga 4 și ceea ce se mai întâmplă acolo. Aș vrea să spun două cuvinte. Vă rog, păi vreau să vă întreb despre Sporting. Am participat și eu la trei meciuri. Prima etapă, când au bătut cu 4-0 și vreau să spun că a fost un spectacol fotbalistic de calitate. La jocul cu Astra Ploiești am fost și vreau să spun că ghinionul a făcut ca Roșiul să nu câștige. Două greșeli pe final de joc a făcut ca Roșiorul să piardă, dar vreau să spun că au dominat jocul cap-coadă și am fost acum penultima etapă când au jucat acasă și au bătut cu 2-1 și vreau să vă spun că au un joc bun, au o posesie progresivă, o viteză de joc foarte bună, dar într-adevăr la finalizare sunt deficitari, poate și atacanții care sunt veniți nou la echipă nu s-au integrat. Este adevărat, e nevoie de valoare individuală acolo, în fața porții. Antrenorul te poate duce până acolo, dar până acolo intervine calitățile individuale ale fiecăruia în fața porții. Dar eu vă spun, Roșioriu este pe un drum bun. Sunt alături aproape zi de zi la stadion și urmăresc și eu cu plăcere antrenamentele care se fac. Cristi este unul dintre antrenorii buni. Antrenamente plăcute, de intensitate, cu foarte multe jocuri, chiar vă spun că stau cu plăcere și urmăresc. Și odată că atât timp cât se lucrează corect și bine, rezultatele vor veni. Lumea apreciază în general ceea ce se întâmplă la Sporting Roșilor de Vede, ceea ce spunea și dumneavoastră. E clar că până la Gabriel Vădurescu spunea că aduce mingea bine până la 20 de metri, chiar până la 16 metri. Și acolo intervine execuția, glezna, calitatea strict individuală a jucătorului. Sângele rece și am spus, valoarea fiecărui atacant acolo în fața porții este... Știi cum e? Am jucat atacant și știu ce înseamnă. Să știi că atunci când intri într-o pasă proastă și ratezi, și, nu, e foarte greu să-ți revii. E nevoie de un gol, două, ca să poți să-ți intri în ritm. Și altceva foarte plăcut la Roșiori este că lumea a venit aproape de fotbal. La fiecare meci sunt spectatori. O atmosferă plăcută și cred eu că roșiorenii sunt dornici și vor avea fotbal mulți ani de acum încolo. Sunt optimist în privința viitorului lui Sporting. Lipsește până la urmă atacantul. Da. Acum vreți să vă spun ceva. Nici Naționala nu are atacant. Nici Naționala nu are atacant. Da. Și nici Naționala nu prea câștigă. Din păcate. Bun. Dumneavoastră sunteți roșiorean. De asta cunoașteți și mergeți la antrenamente ca să, pentru publicul telespectator. Bun, domnul Alexandru, ne întoarcem la fotbalul de săptămână cu săptămână, fotbalul nostru de toate zilele, nu trebuie neglijat pentru că și acolo se întâmplă lucruri, cum ar spune un clasic în viață. Am bifat etapa cu numărul 7 și înainte de a intra în miezul problemei meciului de la Plosca dintre Astra și Viața Nouă Olteni, să ne aruncăm puțin privirea și asupra întregii desfășurări a etapei cu numărul 7 din Liga 4. Dacă avem pregătit graficul cu meciurile și scorurile înregistrate sâmbătă pe terenurile din județul nostru, le dăm citire foarte, foarte repede. Unirea Petrolul Videle, Spic Poporoschia 0-2, Dunărea Zimnicea, Unirea Țigănești 0-2, două goluri marcate în ultima parte a meciului, minutul 73 și 75, s-a scris istoria meciului dintre Dunărea Zimnicea și Unirea Țigănești, Ajax Botoraga, Udinese Uda Clocociov 2-0,
Club Sportiv Vârtoape nu se regăsește nici în această etapă cu numărul 7, mai consemnează o înfrângere contra celor de la Rapid Buzescu, o înfrângere la limită, 1-0 pentru cei din Buzescu, care obțin astfel a treia victorie a acestui început de sezon și prima în deplasare. Sporting Turnu Măgurele, Metalul Peretu, scor 6-0. Mai putem comenta aici, nu mai putem comenta. Voința Saerele, Fotbal Club Municipal Alexandria, 1-2. Iar Uniunea Brâlceni s-a odihnit în această săptămână. Au avut un meci amical duminică, parmise cu FCM Municipal Alexandria 2, din câte cunosc eu. Pentru că, de ce s-au odihnit? Pentru că ar fi trebuit să dispute meciul de pe teren propriu cu Inter Gălăteni, echipă care s-a retras după primele jocuri din competiția Ligii A4. Acesta este tabloul complet al rezultatelor înregistrate sâmbătă pe terenurile primei întreceri fotbalistice a județului. Și dacă tot v-am invitat la emisiune, domnule Alexandru Gheorghe, să vorbim puțin și despre, puțin mai mult, despre Astra Ploska Viața Nouă Olteni. Înaintea partidei se preconiza a fi unul dintre meciurile cap de afiș ale acestei runde, prin valoarea loturilor, prin soliditatea echipelor, prin modul în care se lucrează acolo, prin rivalitatea care există între aceste echipe. Dumneavoastră jucați acasă, e interesant la Ploska, aveți suporteri adevărați acolo, în sensul că ei nu sunt doar spectatori pasivi, vin în număr mare la stadion, se manifestă foarte vocal și foarte colorat, au banere, aruncă cu petarde fumigene albastre, ați avut la sâmbătă, dar acest tatu poate fi o sabie cu două tăiușuri. În unele situații s-a mai întâmplat așa, sezonul trecut ați avut două etape, cred, terenul suspendat după un meci cu Dunărea Zimcea, dacă nu mă înșel, sau mă înșel. Nu, n-am avut terenul suspendat, am jucat fără spectator. A jucat fără spectator, cu porțile închise. După un meci cu Dunărea Zimcea a terminat 2-0, pare mi se, pentru asta Ploska. Da. Bun, aveți spectatori care urmează și în deplasare, însă această efervescență poate fi în anumite momente o armă cu două tăiușuri. Ați câștigat cu 2-1, un gol pe final, de asta am și titrat noi acolo pe burtier, Astra Ploska, victorie dramatică pe final de meci. Ați fost conduși cu 1-0, ați reușit să reveniți în minutul 34, a înscris Florin Ciobanu pentru Olteni, după care din penalti a egalat capitanul de la Astra Ploska, Florin Mihăiță. Da. Minutul 47, imediat după fluierul de stat al reprizei secunde, și apoi pe final, în minutul 89, ne arată statistica, Găiceanu a adus toate cele trei puncte pentru echipa antrenată de dumneavoastră. Avem un caz la acest meci, e un meci care are o cazuistică mai complicată. Înainte de a cita declarația pe care a oferit-o antrenorul Olteniului, oaspeții de sâmbătă de la acest meci pentru site-ul de sport Teresport, să vă întreb o dumneavoastră, pe final s-a lăsat cu evenimente la Ploska. Ce s-a întâmplat? Da, este adevărat. Eu vreau să vă spun, mă știți foarte bine că sunt un om deschis și nu am nimic de ascuns. Este adevărat, după un joc bun, un joc de calitate, un joc în care cele două echipe și-au jucat șansele foarte frumos și aprig, vreau să vă spun că pe final, spre zona cabinelor, am înțeles că au fost câțiva spectatori care au pătruns acolo și au vrut să se războiască cu, nu știu cu cine, presupun că cu domnul primar de la Olteni. Este o luptă mai lungă în vara aceasta, în Cupa Telormanului la Vârtoape. A fost un incident acolo între domnul primar Mărcușanu și un grup de spectatori din Ploska. Eu acum vă spun ce am auzit la rece după ce s-a întâmplat. La Vârtoape. Da. Apoi, la ce a incitat, am înțeles, oamenii de acolo, a fost faptul că oltenii au venit la meci cu jandarmii. Nu știu de ce. Adică... E de frică, probabil.
Da, probabil că au bănuit ei ceva, probabil, nu știu. În sfârșit, au venit cu jandarmii, v-am spus, pe tot parcursul jocului nu au fost niciun fel de problemă. În momentul în care se aflărea sfârșitul jocului, mergând spre arbitri să salut arbitrii, da, totul s-a desfășurat foarte rapid, cred că 30 de secunde, 40 de secunde, un grup de suporteri, nu știu, 30, nu știu care a fost, ar fi intervenit și ar fi avut o altercație cu un jandarm. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am văzut ce s-a întâmplat, s-ar fi dat cu niște cu spray lacrimogen și altceva. Pot confirma și afirma că nu a fost niciun fel de probleme cu jucători să fie bruscați sau de la OLT. Avem o declarație pe care a oferit-o imediat după încheierea partidei de la Plusca, antrenorul celor din Olteni, domnul Sandu Ifrin, cu care am și discutat înainte de această emisiune, probabil că se uită acum la noi. O declarație pe care și o menține, a fost făcută imediat după încheierea partidei. Acolo din materialul Telesportului lipsește poziția celor de la Plusca, nu știu dacă ați fost contactat, dar nu. Sandu Ifrim are o scurtă declarație. Dacă suntem pregătiți din regia de emisie cu declarația domnului Sandu Ifrim, iată ce spune dumneavoastră. Eu o să citesc eu textul. Așadar, cu ghilimele, în viața mea nu am văzut așa ceva. E incredibil că mai avem parte de asemenea scene pe un teren de Liga 4-a. Noroc cu poliția, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat. Au intrat spectatorii pe teren, au vrut să... Am o mențiune aici, vreau să spun că nu a intrat pe teren. Deci spectatorii nu au pătruns pe teren. Haideți să citim și apoi, și apoi comentăm. Bun. Da, corect. Au intrat spectatorii pe teren, au vrut să ne bată, să intre peste noi la vestiare. Bine că s-a intervenit la timp. Nu știu dacă m-ați auzit pe mine vorbind despre arbitraje, însă delegarea lui Dica mi s-a părut nepotrivită. La Plosca evoluează foarte mulți jucători din roșiori, iar arbitrul a fost tot din roșiori. În acel minut am răbuvnit, cred că era minutul 88, acolo unde au fost niște incidente. În acel minut am răbuvnit, am intrat 2-3 metri în teren, a fost un hands evident, însă arbitrul nu știu de ce nu l-a văzut. Meciul a fost tensionat într-adevăr, însă să se ajungă la asemenea scene este ceva regretabil, a declarat Sandu Ifrim. O declarație pe care în principiu, în linii mari, domnul Ifrim și-o susține, însă are de făcut câteva amendamente și nuanțări. Legat de spectatori, domnia sa ne-a relatat și chiar a insistat asupra faptului că nu toți spectatorii de la Plosca au avut manifestări care contravin spiritului de fair play. Au fost un grupuscul care încă de la începutul partidei, înainte de startul partidei, atunci când echipa vizitatoare a venit la stadion, au fost niște altercații cu un mic grup. Poate doar vocal, așa. Deci n-au fost... Nu s-au văzut față în față. Da, din ce am înțeles eu de la domnul Ifrim, aici spune că spectatorii au intrat pe teren. Dar de ce n-a spus la începutul jocului treaba asta? Că înainte de începerea jocului au avut probleme. Probabil că nu începuse meciul și... Păi, da. Trebuia să spună observatorului, domne, avem probleme... N-au intrat vis-a-vis pe teren spectatorii. Vis-a-vis de declarația pe care comentați-o dumneavoastră și apoi Neasandu, pe domnul Ifrim îl cunosc de foarte mult timp, îl respect, este un fost jucător de care județul nostru se poate mândri, un antrenor cu rezultate. Vreau să spun două lucruri. Exagerează când spune că au intrat spectatorii pe teren. Nu a existat așa ceva. Și asta se poate dovedi, sunt camerele care pot demonstra treaba asta. Incidentul care s-a întâmplat după joc, ce s-a întâmplat înainte de joc, nu știu. Deci nu mi s-a adus la cunoștință de așa ceva. Dar după joc s-a întâmplat la vestiare. Pe acel spațiu între terenul de joc, de tenis, de fotbal, de fotbal. Sintetic, da? Și vestiare. Unde, într-adevăr, au fost un grup de 3-4 spectatori care au pătruns acolo. Dar nimic mai mult. Iar vis-a-vis de declarația pe care a făcut-o că a pătruns pe teren 2-3 metri... Minutul 88 când era 1-1. În Alexandria, metru cât că e mai mic. Nu, au fost... La videle, domnul Ifrim, da. Videle. Se antrenează la Olteni. Nu au fost 3 metri, au fost mai mulți metri. Și, într-adevăr, la acea fază, jucătorul meu a atins mingea cu mâna, dar în urma
după ce a fost împins de atacant. Deci în momentul când el a sărit să dea cu capul, a fost împins ușor, lovește mingea cu capul, din cap îi vine în mână și arbitru lasă jocul să continue. Iar altceva ce vreau să spun este că dacă la meciul ăsta poate să spună că arbitru Dica a favorizat Plosca, eu spun că nu. Ați fost mulțumit de arbitraj? Eu vreau să spun că acest copil, de fapt toată brigada, sunt trei arbitri foarte tineri, mai puțin Bogdan Pană, colegul da? Nostru. Dar eu spun că jocul, într-adevăr, a pierdut jocul din mână, a avut câteva intervenții nefericite, într-adevăr, a defavorizat și o echipă și cealaltă, dar vreau să spun că eu am avut, plus că a avut o lovită de la 11 metri, clar. La 1-1 a fost 11 metri ca lumina zilei. Deci a fost singura fază în care a influențat jocul. În rest, copilul a dus jocul, zic eu, într-adevăr, cu greșeli, cu greșeli, cu... dar din câte am înțeles a fost primul meci al lui acum în campionatul actual. Nu cred că trebuie să-i luăm gâtul. Au fost alți arbitri care au făcut meciuri praf. Și la Liga 3-a se întâmplă. Da. Și totuși vreau să reamintesc Lunea Sandu meciul din retur pe care noi l-am disputat la Olteni, care de data aceasta arbitrul nu a dus-o decât într-un singur fel și după ce acel joc a fost suspendat. Cine era? Haideți să vă întreb altceva. Dar a spus, îl respect pe Nea Sandu, niciun fel de problemă, dacă are ceva de spus în timpul jocului vis-a-vis de echipa mea, niciun fel de problemă. Putem discuta. S-au întâmplat acele incidente reprobabile, îmi cer scuze în numele echipei și a spectatorilor. Nu trebuie să întâmple așa ceva pe un teren de fotbal, dar trebuie ținut cont de un singur lucru. Sunt oameni care vin la meci, oameni care umblă, vin după noi în deplasare, la toate meciurile. Deci noi avem meciuri în care spectatorii din Plosca sunt mai mulți decât gazdele. Și credeți-mă că au și ei anumite frustrări. Care se acumulează. Deci incidentul care a fost la Vârtoape în vară, acum faptul că au venit cu jandarmii, că nu cred eu că s-a întâmplat absolut nimic. Plus, ce s-a mai întâmplat în timpul jocului, atunci când mingea era la domnul primar, domnul Morcușan, care și pe dânsul respect și vreau să spun, este un model la vârsta dânsului să facă acest efort, este ceva de admirat. Presupun că și dânsul în timpul jocului a influențat puțin. Are fan peste tot domnul Morcușan. Da. Din punctul meu de vedere, v-am spus, îl respect pentru faptul că ține acea echipă în Olten și faptul că joacă la vârsta dânsului să te prezinte. Eu vă spun, sunt mulți jucători, mult, mult mai slabi ca domnul Morcușan. 25 de ani mai tineri. Da, corect. Mai spune ceva domnul Sandu Ifrim aici, legat de delegarea, nu mai vorbim de modul în care Târâș Grăpiș centralul a adus jocul. Cât jucători aveți de la Roșiori? Sunteți roșioreani? Din Roșiori? Vă spun cine a jucat astăzi, cine a jucat sâmbătă. Sâmbătă. Haideți. Din echipa de start a fost patru jucători din Roșiori. Și în general la Plosca cât sunt în Roșiori? Din Roșiori. Așa Roșiori. Mai sunt Voicu din Măldăieni, Eremia din Cucuieți, sunt foarte mulți jucători din jurul municipiului Roșiori de Vede. Copii care eu am avut la junior. La Atletic Roșiori. Atletic Roșiori, da. Bun, delegarea unui arbitru roșiorean să arbitreze la centru un meci în care joacă practic o colonie a Roșiorului. Nu ridică niște semne de întrebare? Să zicem că suntem înaintea meciului. Suntem înaintea meciului, noi acum nu știm ce s-a întâmplat la Plosca între Astra și... Poate că a fost o delegare nefericită, dar și aici, dacă e să stăm puțin și ne gândim, credeți-mă că, din câte știu eu, sunt foarte puțini arbitri și... Și asta e adevărat. Cei care deleagă arbitrii, cred că le e foarte greu. Să găsească un arbitru care n-a arbitrat echipa pe cele două echipe în ultima vreme. Nu știu pe ce criterii se fac aceste... Dar... Adică nu poți să arbitrezi un număr consecutiv de meciuri aceeași echipă, să nu fii, spre exemplu, dacă centralul era din Plosca sau unul dintre... Nu putea fi, pentru că echipa e din Plosca. Sau
Cred că asta sunt. Eu cred că mergem prea departe. Eu cred că mergem prea departe cu aceste supoziții. Poate că a fost o delegare nefericită, dar eu spun că pe noi ne-a defavorizat arbitru, clar. Vă spun sincer, și cine a văzut meciul vă poate confirma. Nu știu ce s-a scris în raport despre evoluția lui, dar... Vedeți că și observatorul a suferit... Da, deci a avut o zi proastă. A avut o zi proastă, ținând cont că e primul meci al lui în acest campionat. Da, ați câștigat cu 2-1 până la urmă. Da, am câștigat. Câștigat. Se poate întâmpla. Și noi în returul campionatului am condus 1-0 la Olten și am pierdut și în ultimele minute dintr-un 11 metri care l-a văzut cât domnul arbitru. Avem un mesaj. Ne face datoria să-l... No. Au intrat în teren. Spune mesajul. Niciodată. Niciodată. Deci sunt camerele de luat vederi. Dacă a pătruns un spectator spre teren, de la cabine, spre teren un metru, eu mă las de fotbal. Nu am fost la meci. Păi ce vă spun? Camerele, camerele de supraveghere bineînțeles, la poștă. Bineînțeles, le cere cineva de la... Nu știu comisii? Dacă le fost, au fost jandarmi, au fost... Acum presupun că a fost, va fi o ședință. Va fi o ședință a Comisiei de Disciplină. Da, care spus, se vor analiza nu există așa ceva. Toate meciurile. Poate să... Ce a spus domnul cine a trimis mesajul, să vină cu probe. Bun. Iar tot incidentul n-a durat mai mult de 30 secunde. Păi e suficient. 30 secunde în care... 3 secunde... Deci nu a fost, până la urmă, n-a fost niciun fel de altercație între jucătorii de la Olteni și suporteri. Deci a fost de altercație între acel grup de suporteri și jandarmi. Care și-au făcut datoria, s-au interpus între... O victimă colaterală, da. Se pare, conservatorul de joc a... Da. Deci jucătorii de la, Plosca, de la Olteni intraseră în cabine, s-au blocat ușile, s-au încuiat ușile, deci n-au avut niciun fel de Au fost doi jucători eliminați, Mihăiță, capitanul dumneavoastră, și Valemiu. Da, nu știu dacă trebuia să fie eliminați. A fost un foul la jumătatea terenului. Au fost eliminați amândoi. Da, da, da. A fost un foul de joc la jumătatea terenului, la care... De jos s-a ridicat și s-au îmbrâncit puțin. S-a făcut un meleu acolo, am intervenit și noi și nu a fost niciun fel de problemă. Arbitru a luat această decizie, două cartonașe roșii. Mihăiță, eu zic că nu trebuia să aia, pentru că el, fiind capitan de echipă, trebuia să vină să intervină acolo, să ia jucătorii. Presupun că... A intervenit mai hotărât. Nu, el a vrut să ia jucătorii de acolo, să îi îndepărteze. Dar decongestioneze da, zona, probabil, sau? Na, într-un meleu se pot întâmpla atâtea. Dar vă spun, nu meritau niciun celălalt cartonaș roșu. Era suficient cartonașe galben la ambii. Să știți că... Mai ales că jocul era pe final. Și poate și asta a influențat puțin acel lucru ce s-a întâmplat. Da, s-a escaladat tensiunea, s-a identificat chiar pe final și acolo, în preajma vestiară, se mai pot întâmpla. Cred că joi este ședința Comisiei de Disciplină la AJF, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Să vă întreb și asta. Ce se întâmplă? Probabil că veți avea stadionul ori suspendat, ori veți juca cu porțile închise. Da, vă afectează jocul echipei? Bineînțeles că afectează jocul echipei. În primul rând, un joc fără spectatori este... Mai ales la foarte, foarte urât. Unde, da, într-adevăr, nu, spectatorii are așa un aer de joc amical și nu cred că favorizează pe niciuna din echipe și, până la urmă, spectacolul fotbalistic este făcut pentru spectator, nu e făcut pentru a se juca cu porțile închise. Dacă se va lua decizia să fim suspendați, asta este, am greșit, ne asumăm această problemă, probabil ne va fi mai greu, dar... Eu am încredere în echipă, în jucători și vom trece și peste această problemă. Delegatul echipei trebuie să-și facă bine, să-și pregătească bine pledoaria. Da, nu știu. Eu cred că sunt, dacă, v-am spus, sunt probe și acolo se va lua o decizie, sunt convins că se va lua o decizie corectă. Este adevărat că am greșit. S-a întâmplat un lucru ce nu trebuie să se întâmple pe un teren de fotbal. Vreau să vă spun că eu nu înțeleg aceste manifestări pentru că, până la urmă, este un joc, sunt niște jocuri de Liga a 4.
în care se pun prea mult, chiar și prea mult se pune accentul pe... E multă tensiune. Tensiune, da, e adevărat. Multă tensiune pentru nimic. Eu sunt foarte surprins pentru că sondez și când spun sondez, mă refer în sensul propriu, adică uneori chiar le studiez așa patologie psihologică de multe ori, comentariile pe forumuri la articole de pe diferite site-uri. Dumneavoastră nu le citiți. Sincer, vă spun, nu... Unii vă laudă, să știți, deci, unii vă înjură. Da, peste tot, e natural să fie așa. Dar acolo sunt niște răbuvniri crâncene. Bine, și dacă stați acolo, și observați și citiți acele mesaje, o să vedeți că sunt foarte mulți care nu știu să scrie. Și asta e adevărat. Sunt unii care vorbesc... Dar se manifestă care... pe teren, da, pe stadioane. Mi s-a spus și mie, au venit copii. Mie îmi transmit copiii de la echipă. Jucătorii, da. Domn profesor, a scris un individ că dumneavoastră n-ați jucat nici fotbal. Păi dacă nici eu n-am jucat fotbal, atunci ce să mai bun? Dacă n-am jucat, n-am jucat. Asta e așa, știe dânsul. Probabil s-a născut mai devreme. S-a născut foarte devreme. Da. S-a născut obosit. Tensiunea există și nu numai la Plosca. La Plosca însă e Nu, vă spun ce se întâmplă. Deci asta eu am constatat. Într-adevăr s-au întâlnit câteva echipe. Sunt 5-6 echipe care s-au întărit. Iar și echipele, bine organizate. Bine organizate. Bine, fiecare cu politica lui. Ei, pentru că, vreți să vă spun ceva? Încă o dată vă repet. Plosca, echipa din Plosca, eu cred că cheltuie cei mai puțin bani. Vă e frică de o amendă de la AJF? Vai de capul meu. Dar chiar am discutat cu domnul primar după mine și asta spunea cam ce amendă. Domnul primar, vă spun sincer, pentru prima oară. Să-i stimați amenda? Da. Nu, probabil, da, cred că sunt în conștiință de cauză. Nu știu, nu mă pricep, dar vă dați seama că noi, ca și echipă, suntem o echipă... Și cred că aveți și politica clubului este ca să rulăm niște jucători tineri, să facem o echipă bună, ca în timp acei jucători să facă pasul mai sus. Deci noi nu avem jucători peste 24-25 de ani. Deci marea majoritate a lor sunt undeva la 19-20 de ani. Au trecut cei care au mai rămas, că unii au mai plecat. Au trecut un an peste ei, deja se vede. Se vede că s-au maturizat puțin în joc, echipa are un trend ascendent, chiar dacă am pierdut la Zimicea un meci pe care vreau să spun că l-am dominat cap-coadă, Zimicea a avut două cornere, din care unul a ieșit acea greșeală și am primit gol, dar noi am avut 7-8 ocazii. N-ați băgat-o în poartă. Da, e adevărat. Asta vă spun, sunt echipe care s-au întărit, au adus jucători pe foarte mulți bani și atunci vă dați seama că antrenorii de pe margine e normal să se manifeste, pentru că i-a adus și trebuie să aibă rezultate. În momentul când aduci, dau un exemplu, uitați-vă la Peretu, a adus jucători cu foarte mulți bani, jucători de la Craiova, jucători care au făcut parte din lot de divizia C, jucători care au jucat la nivel de Liga 3 și uitați-vă, sunt în trei etape, au luat... 10 cu 7, 17 și cu 6 au luat 23 de goluri în 3 etape. E adevărat, a jucat cu Alexandria, cu Poroschia și cu Turn. Dar totuși să ia atâtea goluri. Să ia atâtea goluri și pe niște bani foarte mulți. Ori acești jucători vin un an de zile și după aia pleacă. Nu, uitați-vă la Plosca, avem continuitate. Acești jucătorii care au avut o evoluție bună, au rămas în continuare. Și nu este decât de câștigat atunci când echipa își menține acel nucleu de jucători și are continuitate. Sunteți pe locul 4, a strâns un total de 14 puncte în 7 partide disputate în această toamnă de Liga a 4-a. 4 victorii, 2 rezultate de egalitate, de asemenea înfrângeri, una la Zimnicea. Un antrenor, a câștigat prima etapă 1-2 la Vârtoape, 3-0 acasă cu Ajax Botoraga, ați pierdut în etapa a treia la Dunărea Zimicea 1-0, de asemenea a câștigat 2-0 cu Unirea Brânceni. E o performanță, cred că sunteți singurii care i-ați învins până acum pe cei de la Brânceni. Ați făcut 1-1 cu Spic Poporoschia pe teren propriu, de asemenea o echipă puternică și ați mai remizat scor alb 0-0 în deplasarea de la Videle cu Unirea Petrolul Videle și ultima partidă a șaptea. Cred că am făcut o greșeală vis-a-vis de cartonașul roșu. Nedelea a luat cartonașul roșu, nu Mihăiță. La faza eu am studiat o statistică acolo. Da, Nedelea. Acolo apărea... Nu, Nedelea a luat cartonașul. Bun, a apărut și un mesaj de rectificare. Nu au intrat în teren. În incinta
complexul, corect, la cabine. Deci eu înțeleg teren, înțeleg suprafața de joc, spațiile tehnice. Da, al doilea mesaj, da, corect, într-adevăr. Mulțumesc mult domnului Sandu Ifrim. Dumnealui... Nea Sandu, te salut și te respect. Știi foarte bine că între noi doi este așa o afecțiune. Păcat din partea amândurora. Îmi pare rău, sincer, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, pentru că jocul s-a jucat pe teren și a fost un joc de nivel foarte, foarte bun. S-a mai întâmplat ceva și înainte de meci și domnul Ifrim, și asta e ultima completare pe care o fac la incidentul, că am discutat prea mult de spectatori sau despre spectatori despre care nu trebuie să discutăm. Da. Că n-am discutat de spectacolul pe care îl face galeria lui Plos, ca unul foarte frumos și poate unic. Mai era pe la Zimici acum un sezon ceva asemănător. Chiar sublinia asta, un grup de spectatori. Un grup restrâns, da, care... Da, ați fost la meci, ați fost la meci la Plăscă. Eu am fost la meciul la Plăscă. Ați fost la meci la Peretul, unde ați văzut și dumneavoastră cum se manifest. Dar cred eu că la acest meci s-a acumulat puțină tensiune. Nu sper cred că s-a era cazul. Nu acum cred că era cazul. Descătușat. Dar m-am spus, orice greșeală se plătește. Și probabil vom plăti și cu asta să avem de învățat din ce a fost acum, să învățăm și... Cu timpul să nu se mai întâmple. Poate și organizarea acolo, eu știu, ar fi trebuit... Dar v-am spus, au fost jandari. După meci apare oarecare relaxare. Până la urmă vorbim de Liga 4. Haideți că... Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Imediat după fluierul de final, dumneavoastră, cum ați spus, că ați fost și dumneavoastră, ați fost nemulțumit pe arbitraj, meciul, că l-ați scris, ați mers să le strângeți mâna la brigada de arbitri. Dom'le, asta a fost, copiii sunt tineri, învață. Prima delegare a centralului în acest sezon, în fine, nu mai contează. N-ați apucat să vedeți tot, poate putea să interveniți, așa poate s-au comportat și alți oficiali care trebuiau să... Poate unii au fost neatenți, poate au trecut pe lângă persoane care nu trebuie. Deci apare o relaxare, pentru că și eu am... Până la urmă vorbim de Liga 4, nu sunt culoare speciale de... Nu? Deci e mai complicat, cu toate că și în Liga 4 s-au făcut îmbunătățiri, vestiare care se pot închide, forțe de ordine și așa mai departe. Nu, noi la plus că avem condiții foarte bune. Se pot întâmpla. Dar, v-am spus, de la cabine unde s-a întâmplat acel incident și până la teren, sunt aproape 40 de metri. Da, da. Deci și oricum se terminase partid, dar apare oare între relaxare, poate cei care păzeau intrarea. Nu, da, a fost un caz nefericit, e adevărat. Și au intrat câțiva... Uitați-vă ce s-a întâmplat la București. La București, cu mii de oameni, cu mii de forțe, cu o întreagă țară. Cu organizare, cu jandarmi, cu poliție, cu acei stewardi care n-au nicio treabă, doar să încaseze niște bani. Deci acei stewardi n-au nicio treabă, sunt paralel cu acest fenomen. Păi cum să lovești un spectator? Tu ești pus acolo să-l protejezi pe spectator. Sau să-l lovești măcar pe la care trebuie să-l spui. Dar nu trebuie să-l lovești deloc. Trebuie să-l scoți de acolo, din acel grup, și să-l izolezi, să-l duci într-un anumit loc. Dacă există așa ceva. Dar vă spun, ei sunt, nu știu ce regulamente au. Acolo a fost meciul cu Ungaria. Acolo au fost niște probleme de organizare din start. Da, corect. Modul în Dar care... de ce? Pentru că se știa. Păi, se știa că meciul România-Ungaria are un grad mare de risc. S-au introdus efecte pirotehnice, ați văzut ce a fost. Da. Cum e posibil? Acești spectatori care intră pe stadion sunt controlați... La sânge. La sânge, da? De cine? De stewardi? Spuneți-mi și mie cum poate sau să pătrund... Sau jandarmeria nu... Da, ești, dar stewardii te controlează. Ori închid ochii, ori au complici în interiorul arenei. Și atunci... Dar de unde au maghiarii complici în interiorul arenei? Păi asta vreau să vă spun și eu, asta mă întreb și eu. Și atunci cum? Dacă ei pătrund acolo cu acele... Da, la Liga 4. Da, cu acele petarde și astea. Dacă pătrund, atunci hai să luăm din capul locului. Cine i-a lăsat să pătrundă acolo? Plus că acolo a fost și problema. Sectorul care despărțea suporterii maghiari de cei români era foarte... Deci dacă te duci ca simplu spectator, cu soția, cu prietena, cu copilul, și ai un pet de apă, nu te lasă să intri cu el. Deci o sticlă de apă plată, simplă, da? Nu ai voie. Păi atunci, ăia au intrat cu bombele ei. Bun. Făceam o trecere în revistă a rezultatelor pe care le-ați obținut în primele 7 partide. Le mai citim o dată. 1-2 în deplasare la Vârtoape, 3-0 acasă cu Botoraga, înfrângere la limită la Zimicea, 1-0 pentru Dunărea.
Ați făcut un rezultat mare, zic eu, în etapa a patra, pe teren propriu, 2-0 cu Unirea Brânceni. Cred că este singura înfrângere a celor din Brânceni. Da, 1-1 cu Spic Poporoschia și 0-0 în etapa a șasea cu Unirea Petrolul Videre, chiar la Videre. În afară de rezultatul înregistrat sâmbătă, 2-1 pe teren propriu cu Viață Nouă Olteni. O singură înfrângere, un rezultat, o victorie mare în fața Brâncenului, care înaintea acestei săptămâni era chiar pe primul loc în fața formațiilor din Turnu și Alexandria. E o performanță. Domnule antrenor, vorbeați de continuitate, vorbeați de o politică diferită, oarecum de un alt mod de a înțelege performanța fotbalistică la nivelul județean pe care îl aplică Astra Ploska. Vorbea și de omogenitate. Cât din lotul de anul trecut a rămas la Ploska? Și cât jucători s-au risipit, cât jucători poate au făcut pasul spre fotbalul divizional și așa mai departe? Din vechiul lot au rămas 12 jucători. De câțiva ne-am despărțit. Joacă în altă parte. Mă rămesc la Smadu, care joacă la Buzescu. Cristi Aporoschea, Spătarul la Turnu Măgurele, doi jucători din Ploska care au plecat joc la Nenciulești. Da, noi am făcut o analiză așa mai amplă după terminarea campionatului. Ne-am avut un parcurs foarte bun în tur, dar datorită neșansei, pentru că am pierdut doi jucători foarte buni, mă refer la Smadu și la Nedelea, care s-au accidentat, Smadu etapa a treia sau a patra, dacă nu mă înșel, și Nedelea, da, și Nedelea după două etape, chiar cu Olteniu, unde doi jucători care s-au fost operați de menisc și ligamente. Am făcut o analiză, după cum vă spuneam, și pe acele posturi în care nu am avut o evoluție bună, am încercat să găsim soluții și am adus patru jucători care acum sunt titulari, care vin cu acel plus, au o maturitate în joc și o experiență mai mare. Mă refer la portar. Asta vreau să mă întreb despre postul de portar. Da, în primul rând vreau să vă spun că este un caracter deosebit. Numele deci, lui? Boițan se numește. Boițan. Un jucător care, vreau să spun că n-am discutat cu el decât de două ori, înainte, până să vină. Iar la ședința tehnică, vă spun sincer, îl văd că a venit și îi place atât de mult, s-a atașat atât de mult de această echipă, de jucători și de atmosfera care este acolo. Vreau să vă spun că jos pălăria, un caracter deosebit și vine cu foarte mult, a dat foarte multă încredere echipei. Am mai luat doi jucători, tot tineri, Botea și cu care a jucat la Suhaia și cu Stanciu, un jucător care a făcut parte și din loturile de jucători, de loturile divizionare EC. Jucători cu o anumită tehnică și vreau să vă spun că sunt mulțumit de el. Într-adevăr, avem probleme și noi la finalizare, unde ne creăm foarte multe ocazii, chiar dacă jucăm acasă și chiar dacă jucăm afară. Prin așezarea în teren a echipei, nu mai suntem acea echipă care ne retragem la jumătatea terenului să jucăm pe contraatac. De data aceasta avem o construcție pozitivă, o construcție, zic eu, destul de bună. Dominăm adversarul, băgăm în corzi, cum s-ar spune, ne creăm foarte multe ocazii, dar ratăm cu o nonșalanță greu de spus. 10 goluri în 7 etape. Da, deci vreau să spun că sunt 4-5, avem 4-5 ocazii de gol clare, chiar și fără portar. La Videl, în ultimul minut cu portarul, nu era în poartă. Am reușit din 5 metri să dăm pe lângă poartă. Este adevărat, am întărit puțin echipa, are o altă față și sper eu ca odată cu descătușarea jucătorilor din față, care eu am foarte mare încredere în ei, mă refer la Stavarache, mă refer la Voicu și Ilie, sunt convins că ei vor reuși să treacă peste acest hop și
Plusca va face jocuri bune și rezultate pe măsură. Sunteți pe locul 4 cu un total de 14 puncte. Ce obiectiv, dacă aveți obiectiv pentru acest sezon? Da, anul trecut am avut un obiectiv 1-8. Anul acesta, vreau să vă spun că nu am discutat așa despre un obiectiv, dar jocul echipei, modul cum se angrenează la joc echipa, îmi dă speranțe că anul acesta vom termina în primele 4 locuri. Sunteți în grafic din acest punct de vedere. Poziția a patra, puteți urca. Cred că mai sus de poziția a treia e greu de sperat. Nu am văzut cele două echipe. N-ați jucat nici cu turnul, nici cu Alexandria. Nu, jucăm ultima etapă și antepenultima. Cunosc mulți jucători și dintr-o echipă și din cealaltă. Rezultatele lor cu acele și al echipei din Alexandria de la Buzescu, care poate m-a surprins puțin, au o evoluție constant bună. Da, sunt, zic eu, cele două pretendente care aspiră la câștigarea campionatului. Condiții foarte bune, vreau să menționez aici, la turnul Măgurele, am înțeles că sunt condiții foarte bune. Probabil și mai bune. De antrenament și refacere și medicamentație și alimentație, ceea ce este un lucru pozitiv și acest om care a venit și investește în fotbalul din turnul Măgurele nu merită decât să fie admirat și susținut de oamenii din localitate, pentru că este foarte greu. Vedeți, uitați, roșiori de vede, noi nu găsim un om, avem echipă de Liga 3 și nu găsim pe cineva care să vină aproape de echipă să putem urca, pentru că nimic nu se face fără bani. Din păcate, Walter Raffini a intrat în alt proiect. La corect. Un Sporting, dar bine, îl înțeleg pentru că poate dânsul a vrut să aibă un proiect, să plece dânsul de... Să-l construiască. Da, să construiască în liniște și faptul că și-a adus pe Bădoi la echipă, faptul că a adus niște jucători cu reale calități, jucători care au făcut parte din loturile de divizia, v-am spus, nu este decât de admirat și ar fi păcat ca acest om să nu fie susținut de oameni din Telormac. Domnule antrenor, mai avem doar câteva minute, nu știu câte exact, înainte de a pune punct și acestei întâlniri. Ne-am concentrat prea mult, poate, pe lucruri mai puțin importante. Ce mai face viitorul fotbalului telormanean? Sunteți unul dintre truditori. A fost domnul Florin Răducu pe scaunul dumneavoastră. Da, dumneavoastră ce mai faceți? Clubul nostru produce cu regret, dar cu o mare plăcere. Vreau să vă spun că ne-am mai despărțit în această vară de încă trei copii. Mituț, care un copil din Beuca, care a plecat la Dinamo. Dudău, un alt copil foarte bun, care după 7 ani a reușit să facă pasul la Steaua București. Și Popa, care la fel, un copil născut în 1999, care face parte din lotul echipei Dinamo București. Vreau să spun că am fost sunat de domnul Marcel Pușcaș și m-a sunat și mi-a spus că l-a văzut pe acest jucător și oarecum să mulțumească, dar nu cred că e cazul, pentru că eu mi-am făcut doar datoria. Are cuvinte foarte frumoase despre el. Produceți. Da, am câștigat campionatul. Nu. Deci vreau să spun că în afară de primărie, care ne asigură cabina unde ne desfășurăm noi activitatea și stadionul și sala de sport, cu bani nu ne-a ajutat absolut nimeni, cu niciun leu. Trist, era adevărat. Suntem pe final. O întrebare scurtă. Am primit un mesaj. Cred că știu de la cine, nu am recunoscut numărul. Vă place Brânceni? Mie unul da. Brânceniu este una din echipele bune ale campionatului. Va fi echipa care, cred eu, alături de noi va arbitra această campioană care va fi. Nu știu dacă ei și-au pus ca și obiectiv câștigarea campionatului, dar acolo sunt jucători nu trecuți de prima tinerețe, jucători care sunt la maturitate. La maturitate.
ei au, la meciul direct cu noi, ne-au dominat prima repriză, vreau să spun că cu un joc foarte, foarte solid, dar au avut pe repriza a doua și faptul că am marcat, au avut o scădere. Da, deci și acolo este un proiect foarte bun, un primar care este devotat, Marin Botea, care am vorbit astăzi cu el, este la federație, urmează cursurile licenței B. Deci aceștia antrenori trebuie să fie susținuți. Antrenori care merg și învață, se duc la școală, cheltuiesc bani, pleacă de lângă familie. Nu vreau să dau nume, dar sunt antrenori care și-au luat licențele pe plocoane. Și mai devreme sau mai târziu acești antrenori vor răspunde. În fața publicului sau a fotbalului? Da. Mă rog, asta cu răspunderile în România era, nu știu, și o broșură celebră perioada imediat după primul război. Nu dăm nume, dar v-am spus, sunt antrenori care n-au nicio legătură cu fenomenul. Simplu fapt că au venit și au luat o licență ce care îi permite să stea pe bancă de rezervă, eu zic că e foarte puțin. Rezultatele ar trebui să vorbească. Astra Plus care rezultate, jocul în sine vorbește. Atletic Roșiori are de asemenea rezultate. Am vorbit prea puțin despre juniori. Rămân dator la capitolul ăsta. Cu altă ocazie. S-au întâmplat ce s-au întâmplat. Dragi prieteni, aceasta a fost povestea din această seară a Sport Sud Special. Bogdan Coruță vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți cu noi câteva minute, avem știrile. Marți de la ora 10 suntem în Eloare. Ne găsiți și pe sportsud.ro, site-ul nostru, unde puteți vedea toate meciurile și emisiunile înregistrate. Sportsud.ro, dragi prieteni, cu el încheiem. Până săptămâna viitoare, toate bune, rămâneți cu Media Sud.